20 și 6 bătării. Radio Accent. Un radio pentru sufletul tău. Un radio pentru inima ta. 24 de ore din 24. Rămâi cu noi. Nu schimba frecvența. Noi facem diferența. Radio Accent. Pune accent pe ce te interesează. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. O spun cu o deosebită ușurare, acum că a trecut campania electorală pentru alegerile europarlamentare, o campanie care pe un anumit palier m-a solicitat din punct de vedere psihic poate mai mult decât trebuia, ci drept m-am și consumat. În altă ordine de idei, iată, în această frumoasă zi de final de primăvară, întrucât suntem aproape de finalul lunii mai, avem deosebită plăcere de a analiza ce se petrece la momentul vorbirii, atât la Târgu Jiu, în Gorj, dar și pe scena națională a politicii, cu primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Laurențiu Romanescu. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Mulțumesc, bine v-am regăsit, pentru că după o lună de campanie mă gândeam la un moment dat că nu o să mai pot vorbi la radio și la televiziune. Mă dezobișnuisem să mai apar în emisiuni radiofonice și televizate, dar uite că a venit și acest moment, pentru mine un moment fericit, dacă îl privesc din două puncte de vedere. Pe de o parte că am posibilitatea să vorbesc cu dumneavoastră, pe de altă parte că deja intru în priză pentru campania următoare. Deja a trecut o campanie, ne gândim la campania care vine în acest an, campania pentru alegerile președintelui României, foarte importantă, după părerea mea, cel puțin la fel de importantă ca cea pe care am trecut-o de câteva zile. Așa este. Cum ați resimțit luna de zile plină de activități? Am văzut toate partidele politice ce au făcut campanie, fiecare cum s-a priceput, fiecare cum a avut stabilit. Unii au cures lauri și aici mă refer la PNL, USR, Pro-România. Alții au suferit înfrângeri mai mult decât usturătoare și aici mă refer în principal la ALDE, sau n-au avut, să spunem, ceea ce așteptau și aici mă gândesc la Partidul Social Democrat cu un scor, cu un procent cu 2 în față. Știm cu toții că s-a declarat și de către socialdemocrații de la vârf că orice procent cu 2 în față este un dezastru. Ei, nu numai că a fost cu 2, dar a fost cu 2-2. Primele două cifre. Surprinzător, dacă este să mă întrebați pe mine, iarăși, ca o paranteză, procentul UDMR, am văzut niște statistici cu multe semne de întrebare care arată că, iată, au existat înțelegeri, vom afla în timp între cine și cine, prin care, iată, și pe prezență mare, mare la vot, contrar ceea ce se credea, UDMR-ul a făcut procentul. Cum se vede acum, la câteva zile după această nebunie din 26 mai, cum se văd toate aceste lucruri? Am trecut de acest moment. După părerea mea, responsabilitatea Partidului Național Liberal în acest moment este foarte, foarte grea, pentru că trebuie să recunoaștem că am luat o mulțime de voturi și oamenii care ne-au votat la alegerile europarlamentare au mari așteptări de la Partidul Național Liberal. Eu n-aș vrea să-i dezamăgim și sunt sigur că și colegii mei, după cum ați văzut, euforia câștigării alegerilor nu a mai fost euforia anilor 90, chiar și anilor primilor ani după 2000, pentru că ne-am dat seama cam ce ne așteaptă. Astăzi este clar că Partidul Social Democrat nu mai are susținerea populației pentru a mai putea face ceva în România. Au pierdut această susținere și la nivel național, dar mai ales la nivelul județului Gorj. Pentru că vreau să vă spun, știu, sunt foarte mulți critici care spun, domnule, puteți să câștigați cu un rezultat mai mare. E, putem să o privim și așa, dar trebuie să privim că, cel puțin la Târgu Jiu, dar și în județul Gorj, PSD-ul n-a mai înregistrat de când există ca formațiune de la FSN, cred că nici pe perioada FSN nu mai vorbim, că atunci avea procente de 90%, un procent atât de scăzut la nivel județean. Corect. Și cu atât ca la acum. Nivel la municipiu. La municipiu au ajuns la un procent de 24%,
pe care, sincer, nici eu, dacă mă punea cineva să dau un scor pentru alegerile europarlamentare, nu-l prevedeam. Însă, acest procent nu este întâmplător. Și cred că este determinat în primul rând, de ceea ce s-a întâmplat la nivel național și de o imagine extrem de proastă a PSD-ului și a acestei guvernări, dar și ceea ce se întâmplă de 2 ani de zile la nivelul municipiului Târgu Jiu. Oamenii, și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care nu au votat PSD-ul, chiar dacă au votat PNL-ul sau alte formațiuni, au realizat că politica aceasta distructivă pe care a dus-o PSD-ul în ultimii 2 ani de zile nu poate să fie o politică coerentă și o politică care să aducă ceva bun pentru municipiul Târgu Jiu. Nu poți veni în 2 ani de zile doar să critici, doar să spui ceea ce face Romanescu nu este bine. Știu și am recunoscut întotdeauna. Nu sunt un om perfect. Nu am încercat întotdeauna să spun, domnule, orice a scris presa despre mine, orice au spus consilierii PSD despre mine, că nu este adevărat. Și eu am avut greșelile mele și le fac în continuare, pentru că sunt om, sunt venit de 2 ani de zile în administrație și mi-asum și lucrurile bune care se întâmplă în Târgu Jiu și lucrurile mai puțin bune. Dar este inadmisibil, pe de o parte, să te opui la tot ceea ce vine Romanescu, pe de altă parte, să nu vii în 2 ani de zile, partid puternic aflat la guvernare, măcar cu un mesaj sau cu un proiect de susținere. Eu dacă aș fi avut o guvernare, așa cum a avut Partidul Social Democrat în cei 2 ani de zile, lăsam în plata domnului pe Romanescu, bă, asta este, e primar, l-au ales cetățenii, trebuie respectat, nu neapărat că trebuia să respecte pe Romanescu, trebuia să respecte votul celor din stradă. Decizia cetățenilor, da? Dar pe de altă parte, făceam tot ceea ce depinde de mine, ca guvernamental să fac ceva pentru Târgu Jiu și să ies permanent în conferință de presă și să spun, domnule, lăsăm la o parte bugetul local pe care cu acordul Consiliului Local Romanescu l-a împărțit așa cum a vrut el și poate a greșit când l-a împărțit. Uite, noi finalizăm centura municipiului Târgu Jiu, noi finalizăm la timp stadionul din Târgu Jiu, noi aducem bani pentru anveloparea blocurilor, noi aducem bani pentru investiții la municipiul Târgu Jiu. N-au făcut altceva decât să pună o presiune nefirească pe primar și în primul rând pe cetățeanul din Târgu Jiu, pentru că ei după 2 ani de zile, cel puțin după cei 2 ani de zile de mandat ai mei, nu pot să spună un lucru care l-au făcut. Să vină într-o zi, într-o conferință de presă, să spună, domnule, uite, asta am făcut noi pentru Târgu Jiu. Mai mult decât atât, în afară de faptul că n-au făcut nimic, sincer, am spus și într-o altă emisiune ieri, cred că unii din PSD sunt cu adevărat sinucigași. Deci eu m-am uitat pe ultima perioadă a campaniei electorale și pe ultimele 6 luni de zile în Târgu Jiu. Nu vine să cred. Eu dacă le-aș fi dat anumite teme pe care să le pun în această campanie electorală în ideea de a mă avantaja pe mine și de a pierde alegerile, cred că n-aș fi reușit atât de bine cum a reușit Partidul Social Democrat. Eu, ca opozant, dacă le spuneam, bă, uite, ar trebui să faceți asta, asta și cu asta, normal, tocmai pentru a putea să pierdă alegerile. Este inadmisibil. Au dus o politică împotriva cetățeanului din municipiu. Politic, întotdeauna te gândești foarte bine când iei o anumită decizie, care este impactul asupra cetățeanului. Și sunt foarte mulți politicieni care, chiar dacă la un moment dat gândesc într-un anumit fel și s-ar putea să fie bine, privesc lucrurile și din acest punct de vedere. Bă, ce facem? Pentru că au de suferit mii sau zeci de mii de oameni în condițiile în care noi punem în aplicare astfel de politici incoerente și, din punctul meu de vedere, cu puțin iz penal. Vă dau un exemplu. La momentul acesta, știți foarte bine că a fost un scandal mediatic și cetățeanul din Târgu Jiu știe acest lucru. Toate asociațiile de proprietari încasează un tarif mai mare pentru apa care o primește în casă și pentru canalizare. În condițiile în care autoritatea publică locală, nu mai vorbesc de cetățean, nici măcar n-a fost informată. Era foarte corect, mai ales că cel care conduce astăzi entitatea de acolo este consilier local, mă refer la domnul Cristi Pasti. Era foarte corect, înainte de a lua deciziile respective, să vii din calitatea de consilier local. Nici nu mai mă interesează că ești reprezentantul ADIA. Să vii în consiliul local și să spui, bă, fraților, uite, e o problemă. Avem anumite costuri suplimentare generate de ce? Pentru că aici se pune o întrebare. Tu nu faci niciun fel de investiție în Târgu Jiu. N-ai făcut în 2 ani de zile nici măcar un leu investiție. Când apar precipitațiile, mașinile tale de foarte multe ori pleacă la Țiclen, la Peștișani, și e foarte bine că și localitățile respective sunt membre ale ADIA, dar Târgu Jiu lași permanent sub ape. Da? Ai o lucrare... Cel puțin zona mea de Barcader, când plouă așa mai indecent, e Veneție. Sunt de acord cu dumneavoastră și știți foarte bine că în momentul de față se derulează un proiect de 24 de miliarde
pe care PSD-iștii zilele trecute și ce au făcut? S-au dus și au făcut reclamații. PSD-iștii și cei care susțin s-au dus să facă reclamații la toate instituțiile din județul Gorj, să verifice dacă acea canalizare din Târgu Jiu are toate autorizațiile pentru a putea să se execute. Băi, ești nebun? În condițiile în care știi că acolo este o problemă, în condițiile în care știi că primăria municipiului Târgu Jiu în momentul de față a alocat din bugetul local 24 de miliarde, constatând că nu are o altă soluție decât această soluție de a prelua debarcaderul și tot ce înseamnă bulevardul Ecaterina Teodoroiu pe acel debușeu spre Bicaz. Corect. Tu nu faci altceva decât să pui permanent, să blochezi această investiție, încercând pe la Apele Române, pe la Garda de Mediu, pe la Mediu, pe unde te duci, să-i faci pe oamenii aia să vină către primărie și să spună, bă, stați puțin, trebuie să verificăm documentele. Vreau să vă garantez un lucru. Investiția nu se va bloca, pentru că n-am făcut-o pentru părinții mei, n-am făcut-o nici pentru copiii mei. Am făcut-o pentru cetățenii care astăzi sunt afectați în acea zonă de ploile torențiale și știu foarte bine ce se întâmplă în zona tipografiei, în zona de la șomaj de acolo, când plouă abundent. E o constatare pe care am făcut-o în momentul în care am ajuns primar și am prevăzut-o în bugetul, n-am putut să o prevăd în 2018, atunci am făcut proiectare și acum e în execuție acea lucrare. Înțeles. Același lucru le fac de fiecare dată. Nu se poate, nu se poate pe cetățeanul din Târgu Jiu să vii permanent cu biruri, să mărești tariful apă și la canal, în condițiile în care acel tarif mărit nu este determinat decât de un singur factor. De creșterea salarială, și asta n-ar fi niciun fel de problemă, de creșterea numărului de salariați. Uh-huh. Mie în fața autorității publice locale, Consiliul Local, când vii cu astfel de creștere de tarif, trebuie să-mi spui care sunt motivele pentru care faci creșterea tarif. Să-ți justifici, domnule, vreau să măresc salariile. Da, hai, domnul, dacă ar fi venit domnul Pasti sau domnul Pătrășcuiu, domnule, hai să vedem exact cu cât a crescut numărul de angajați în ultimii 5 ani, da? Pentru că eu, ca autoritate, atât timp cât cetățeanul din Târgu Jiu plătește lună de lună banii pentru apă și canal, trebuie să știu aceste lucruri. Corect. Care este motivația corectă a acestei creșteri de tarif? Mai mult decât atât, domnul Catrina, din punctul meu de vedere și în perioada imediat următoare, împreună cu juriștii din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, o să acționez în instanță societatea Apa-Regiu. Pentru cei 6 ani de când cetățenii prin autoritatea publică locală și-au luat un angajament că vor plăti de 6 ori mai mult pentru apă din 2007 până în 2013 și de 10 ori mai mult pentru canalizarea menajeră. În ce condiții? În condițiile în care Apa-Regiu, care a contractat acele fonduri europene, implementează în totalitate, adică cu recepție finală în 2013, canalizarea pe fondurile europene și alimentarea cu apă în municipiul Târgu Jiu. Deci era o înțelegere, un parteneriat până la urmă între autoritatea publică locală și societatea Apa-Regiu, în care fiecare trebuia să-și respecte acea înțelegere. Eu pun la dispoziția cetățeanului din Târgu Jiu apă de cea mai bună calitate și o canalizare menajeră și pluvială corespunzătoare. În primul rând funcționabilă. Funcționabilă, da? Tu ca cetățean, prin autoritatea publică locală și s-a angajat autoritatea, acum vorbim de autoritate, da? S-a angajat că impune cetățeanului o taxă din 2017 până în 2013, încă o dată vă repet, de 6 ori mai mare la metru cub de apă și de 10 ori mai mare la canalizare. Ce se întâmplă în 2013? Apa-Regiu nici în momentul de față, după 6 ani de zile, nu are finalizat proiectul. Nu are finalizat proiectul. Totuși, cetățeanul din Târgu Jiu plătește din 2013, plătește această valoare a metrului cub de apă și canalizare la valoarea maximă stabilită prin acel protocol. Normal, și acum revin la ceea ce vă spuneam, normal nu ar fi ca eu, ca autoritate publică locală, să dau în judecată societatea Apa-Regiu și să plătesc cel puțin proporțional, deși nu e un calcul corect, proporțional cu gradul de execuție a lucrărilor. Ba, da. Da? Pentru că am mers pe ideea că eu plătesc în momentul în care tu mi oferi condiții. Păi dacă tu îmi blochezi permanent debarcaderul, dacă tu îmi blochezi permanent piața centrală cu apă când plouă, da? Zona Lido. Nu mai vorbesc toate cartierele din oraș. De ce eu ca cetățean trebuie să-ți plătesc ție pentru condiții foarte bune? E ca și cum într-o zi dumneavoastră v-aș da o comandă, facem o înțelegere, facem un contract și vă spun, domnul Catrina, am 2 miliarde, puteți să-mi faceți o casă. Dom'le, pot să vă fac. Păi eu vă dau banii la data de 15 a 6 a 2019, o să vă dau banii pentru contract. Dumneavoastră la data de 15 a 6 a 2019, ce veniți și spuneți, domnul primar, dați-mi dumneavoastră cele 2 miliarde pe care le avem în contract, dar vedeți că eu am o problemă.
De fapt, acoperișul de la casă eu nu l-am terminat și nu știu dacă mai, peste 6 ani de zile, dacă mai am cum să-l termin. Așa se întâmplă astăzi, în Târgu Jiu. Și de aceea vă spun, cred că cetățenii din Târgu Jiu au fost până în momentul de față prejudiciați de această societate care, pe de-o parte, nu le asigură condițiile de viață corecte prevăzute în acel proiect. De 2 ani de zile, mă rog, de reprezentanții Aparegiu, nu de domnul Pătrășcu, eu că nu am pretenții de la dânsul, dar de cei de la Aparegiu care vin la ședințele operative să facă ceva cu acea stradă, cu acea stradă 14 octombrie, unde acolo, în momentul de față, nu la precipitații foarte abundente, la precipitații de mică intensitate, oamenii de acolo, în loc să li se elibereze apa din casă, să se ducă undeva, le intră în casă. Este inadmisibil. Mai peste toate acestea vine în momentul de față Aparegiu și spune: vreau să mărim tariful la apă și la canal. Bă, fraților, sunteți nebuni? Eu la momentul în care au venit cu astfel de solicitare, pe care încă o dată n-au adresat-o autorității publice locale, ceea ce e normal. Reprezentantul cetățeanului astăzi este autoritatea publică locală, primăria și consiliul local. Nu poți să te duci direct către cetățean, pentru că contractul tu de delegare al acelor servicii nu l-ai făcut cu cetățeanul, l-ai făcut cu primăria și cu consiliul local. Tu vii și informezi, cel puțin trebuia să informezi autoritatea publică locală, deși, după cum cred eu și după cum spune legea, orice creștere de tarif neîntemeiată trebuie aprobată de consiliul local. Da? Pentru că cu consiliul local ai această înțelegere și acel contract. Dar vin și mă întreb eu ca cetățean. Repet, ca cetățean. Nu ca om care urmărește emisiuni, scrie și așa mai departe. Nu se poate ieși la un moment dat de către mai multe primării din această adia? Pentru că am văzut foarte mulți primari care, cel puțin la nivel declarativ, la momentul acesta, sunt supărați de ceea ce a apărut în spațiu public din partea adia. Domnul Catrina, se poate ieși, cred. Se poate ieși legal. Am luat în calcul două lucruri în acest moment. Credeți-mă că dacă la momentul acesta primul proiect de 80 de milioane de euro, discutăm de 80 de milioane de euro, care s-au scurs foarte rapid pe conductele din Târgu Jiu, da? Dacă acel proiect era finalizat, da? Dacă era finalizat, încă o dată discutăm de un proiect cu finanțare europeană, care trebuia implementat și la Târgu Jiu. Și dacă cel de-al doilea proiect, de care tot discută de ani buni, că îl vor depune, că va fi finanțat, știam sigur că nu va fi finanțat, eu ca primar al municipiului Târgu Jiu pregăteam un astfel de proiect de a ieși dintr-o astfel de asociere. Însă există un mare risc. Există un mare risc la acest moment. Noi, nu neapărat pe perioada mea, dar și pe perioada mea, am depus toate eforturile să dăm posibilitatea Aparegio să depună acest proiect. Adică am furnizat toate informațiile, tot ceea ce era necesar ca Aparegio să depună al doilea proiect. Că și la primul proiect s-a întâmplat același lucru. Există un risc și poate asta așteaptă Aparegio în acest moment. Ca o autoritate publică locală care a beneficiat de proiectul ăla făcut în mod, cum să vă spun, nici nu am explicații, da? Un proiect greșit, ulterior să ți-l pună în spate, să spună: a, te-ai retras din asociere, deși ai avut proiectul, păi noi nu mai putem finaliza, că tu de astăzi nu mai ești membru al entității, da? Înțeleg. Pentru municipiul Târgu Jiu, vă garantez că cea mai bună variantă, dar să vedem acel proiect, cel puțin proiectul inițial, primul proiect finalizat, cea mai bună soluție ar fi să iese definitiv din această asociere. De ce vă spun acest lucru? Pentru că astăzi târgujenii țin în spate societatea Aparegiu. 80% din încasările și peste 90% din profitul Aparegiu este obținut din urma acestei tarifări pe Târgu Jiu. Păi, domnul Catrina, ca orice om normal, bă, fraților, dacă voi sunteți doar cei care încasați taxe de la cetățeni, de la cetățenii din Târgu Jiu și nu le oferiți niciun fel de condiții, bă, taxe, până la urmă pot să încasez și eu pe primăria Târgu Jiu. Nu trebuie să-mi iau operator care să încaseze doar aceste tarife de la cetățeni. Nu trebuie să-mi iau operator. Deci Aparegiu pentru Târgu Jiu este cel mai greu bolovan pe care l-are de gât. Adică îl oblig pe cetățeanul din Târgu Jiu lună de lună să plătească apa și canalul, da?
pe partea cealaltă nu-i oferă niciun fel de facilitate. Când sună-te cetățeanul sau sună asociația, domnule, vedeți că am o problemă, s-a inundat subsolul sau s-a colmatat un canal. Lăsați, doamnă, că avem noi timp să ne ocupăm de treaba asta. Îmi spunea o femeie de la poartă, de la mine, ce domnul primar, că le-am spus la un moment dat, fraților, nu mai încărcați primăria cu aceste probleme, pentru că primăria nu are nici angajați specializați, nu are nici vomă, nu are nimic. Oamenii din Târgu Jiu și de aia trebuie informați permanent. Sună la primărie, mă întreba și ieri un domn în constructorul, am fost acolo. Dom'le, dar Aparegiul nu e a dumneavoastră. Dom'le, din păcate nu e a noastră. Înțeleg. Aparegiul în momentul de față este societate în care Consiliul Județean are majoritate cu câteva localități și este administrată în totalitate de reprezentanți PSD și ALDE. În totalitate. Nu există vreun membru în Consiliul de Administrație sau AGA care să aibă altă culoare politică decât PSD și ALDE. Da? Deci nu este. Primăria municipiului Târgu Jiu, prin artificiile făcute de ei în trecut, mai are 20%. În orice societate comercială, în momentul în care deții acționariat, când mai deții 20%, nici nu mai știu, s-ar putea acum între timp să ne mai fi luat din cele 20%, când deții doar 20% din procente, n-ai niciun drept, până la urmă, da? Decid alții pentru tine, deși tu ca autoritate ții în viață, da. Ții în viață această societate. Și tot legat de acest lucru, și de-aia vă spun, și mă leg și de ce s-a întâmplat în campanie, este inadmisibil. Ca să vii cu o hârtie în perioada de campanie, aici credeți-mă, v-am spus că nu întâmplător îi cred sinucigaș politic pe aceștia de la PSD. Din partea Adia, chiar în campanie. Deci în campanie electorală vii către autoritatea publică locală, o somezi. Era ca un fel de somație. Da? Vedeți că v-am calculat câtă apă vine de la Dumnezeu pe teritoriul municipiului Târgu Jiu și trebuie să ne plătiți. Dacă vine, da, dar calculaseră, deja aveau instrumente de a verifica cât apă a curs pe teritoriul municipiului Târgu Jiu, da? Și vedeți că, deși noi am dat hotărârea în 2019, vedeți că aveți de plată din 2018. Adică cum? Adică dau o hotărâre, indiferent cum ar fi, că e hotărâre de Consiliu Local, Județean, hotărâre de Guvern, orice act normativ, chiar dacă ai dat-o în 2019, ilegal după părerea mea și o să vă explic de ce, nu poți să o aplici retroactiv, să spui se aplică pentru 2018-2017, pentru că înseamnă că ești nebun dacă faci astfel de lucruri. Să o aplice retroactiv. Puteți să spui din momentul de față, dar ce nu înțelege nici domnul Pasi și nici domnul Pătrășcoiu? Că Târgu Jiu are o situație specială în comparație cu orice localitate din județul Gorj. Târgu Jiu are două canalizări, două tipuri de canalizare. O canalizare menajeră, nefuncțională în momentul de față, pentru că vedem ce se întâmplă în Târgu Jiu, care se duce în stația de epurare nefuncțională, da? Unde se tratează toate dejecțiile de pe canalizarea menajeră, și domnul Catrina, o canalizare pluvială pe raza municipiului Târgu Jiu, care ce face? Preia toată apa de ploaie și o deversează în Jiu. O deversează în Jiu. Autorizația pe care o are Aparegiu de la primăria municipiului Târgu Jiu, autorizația pentru această canalizare pluvială, spune foarte clar. Se creează 5 debușee, care nu mai există după ce s-au executat lucrurile lui Aparegio, se creează 5 debușee spre râul Jiu. Adică apa cade pe stradă, este preluată de această canalizare pluvială și după aceea ar trebui să aibă, exact cum facem astăzi în Bicaz, 5 locuri de ieșire. Tâmpiții, cretinii, în momentul de față, nu înțeleg că cele două conducte sunt paralele. Nu au zonă de intersectare. Dacă există zonă de intersectare, înseamnă că e o problemă penală. Dar la momentul ăsta sunt două conducte. Pentru ce să plătesc, domnul Catrina? În condițiile în care, în mare parte, această canalizare pluvială, încă o dată, canalizarea pe care curge apa de ploaie, este făcută pe banii primăriei municipiului Târgu Jiu, înainte și chiar acum. Ce să le plătesc? Pentru că niște dobitoci nu pot să înțeleagă că acea apă pluvială, nu fac, ascultați-mă puțin, nu n-am dat nume. Cine mă dă în judecată se simte. Dar nu, acea canalizare pluvială astăzi merge în râu Jiu. Ce să plătesc? Ce să plătesc? Am vrut să vă explic, pentru că astăzi ne ascultă zeci de mii de oameni. Da? Și oamenii ăia trebuie să înțeleagă un lucru, că eu nu pot să plătesc pentru un serviciu în care Aparegio n-are niciun fel de contribuție. Niciun fel de contribuție, nici contribuție la Dumnezeu să dea precipitații, că nu are cum. Poate preoții mai pot să facă chestia asta, dar niciun caz Pătrășcoiu și cu Pasti, da? Nici contribuție pentru a împinge apa aia, pentru că aia ar trebui să se ducă în mod normal prin gravitație, să se ducă în râu Jiu, da? Că ar fi fost executate, deci, cum trebuie lucrările. Asta vă povestesc. Oamenii ăștia, sinucigași politic, astăzi sunt istorie și vor fi istorie. Vă garantez că în 2020 Partidul Social Democrat
în Târgu Jiu, eu sper ca și la județul, și în județul Gorj, dacă avem o strategie și dacă ne propunem să facem ceva, vor fi istorie. Este pentru prima dată când au ajuns la un astfel de, la un scor de 24%, cum au ajuns la scorul ăsta? Cărând din alte localități. Uitați-vă că la Târgu Jiu, pentru prima dată, se înregistrează o prezență de 10% pe voturile suplimentare, pe listele suplimentare. Peste 3500 de oameni au votat la Târgu Jiu. Un turism masiv s-a dezvoltat în data aia. Trebuie să apreciem, da? Că turismul funcționează. Culmea este că n-au votat turiștii, pentru că am avut și noi oameni în secțiile de votare. Eram ironic. Da, ăla care vine la Târgu Jiu, foarte puține șanse. Pot înțelege unul din Iași, pot înțelege unul din, nu știu, Dumne, au plimbat, au făcut, transit. Dar nu i-am înțeles. Sincer, i-am înțeles dintr-un singur punct de vedere. Că trebuiau să demonstreze că cele două bazine, Motru și Târgu Jiu, în care sunt primari liberali, că am înțeles că și la colegul la Motru s-a întâmplat același lucru, sunt încă bazine PSD. Dragii mei, ați pierdut tot, pentru că ei sunt convinși acum că din cele atâtea mii de voturi, 8000 și ceva de voturi, cel puțin 1500-2000 de voturi sunt aduse cu autobuzul la secțiile de votare. Și nu știu, pe de altă parte nu știu cum au votat oamenii, pentru că s-ar putea să-i fi cărat, să fi votat cu altă formațiune. Când, până la urmă, în secția de votare, acolo, în locația respectivă, omul votează așa cum îi dictează conștiința, da? Dar au pierdut definitiv. Au pierdut definitiv. Marii câștigători, dacă privesc pe plan local în momentul de față a acestor alegeri, sunt PNL-ul în primul rând și USR-ul. Pentru mine este o mare satisfacție că, în afară de faptul că PSD-ul și-a luat adio de la primăria municipiului Târgu Jiu, astăzi, pe voturile de care discutăm, se poate crea o majoritate solidă și sănătoasă în Târgu Jiu, formată din PNL, USR și formațiunile care au mai intrat. Le povesteam foarte multe emisiuni de votul ALDE, care a cărat de nu mai știu cât au cărat la Târgu Jiu pentru a putea să obțină un scor foarte mare. ALDE, alături de PSD, în primul rând ALDE definitiv, cu adevărat e istorie. Se poate scrie o pagină, o filă de istorie în politica românească, în care sigur va apărea și Lădaru, în care va apărea poate și domnul Iordache, dar e istorie. E o istorie frumoșică de câțiva ani în care ALDE a funcționat. Mai ales, din păcate, pentru ceea ce îi se întâmplă astăzi domnului Tăriceanu. Pentru că eu n-am vrut niciodată rău nimănui. Dar la revedere, copii! Sunt ultimele voastre ședințe de Consiliu Local. Mai au 12 ședințe de Consiliu Local la care vor participa. Îi garantez lui domnul Lădaru, știind că PSD-ul i-a promis că îl va pune pe listă, că va obține un loc pe lista PSD-ului neeligibil. Că PSD-ul în Consiliul Local nu intră cu mai mult de 4-5 consilieri la alegerile următoare. În 2020. În 2020. Astăzi au 10. Dar până în 2020 procentul nu se reduce, pentru că au 10 consilieri datorită sau determinat de rezultatul din 2016, când au avut 45% din voturile târgujenilor. Astăzi, amândouă formațiunile pot să meargă în cimitir, acolo unde mergea ALDE să pună flori, în cimitirul nu eroilor, că acolo sunt eroi. În cimitirul municipal îi aștept să pună floricele pentru eternitate. Sunt partide în care s-a terminat alegerile. Știm că aveți o ședință la o ședință de Consiliu Local. Da, și avem o întrebare, să spunem, de fapt două întrebări. Poate reușiți să le punctați în circa două minute. Unu, mai vin Steaua și Craiova domnului Mititelu la Târgu Jiu? Și doi, un bun prieten, membru al unei asociații de detecție, vă întreabă dacă sunt utile parteneriatele pe care, e vorba de Asociația Detecții Gorj, Valentin, prietenul nostru, întreabă dacă sunt utile parteneriatele entității din care face parte, cu municipalitatea și cu alte structuri, IPJ, ISJ și așa mai departe. Au fost foarte binevenite aceste parteneriate. Din păcate, prins de toate evenimentele care au avut loc de zile municipiului Târgu Jiu, și eu sper că a fost un succes, pentru că sunt foarte mulți oameni care au participat la aceste evenimente, da, chiar și pe zona de tineri cu The Motans sau Holograf, care a prins pentru toate generațiile. Un astfel de parteneriat este extraordinar. Știu cât de mulți oameni s-au dus când au avut acea expoziție, da? Sunt oameni pasionați în Târgu Jiu de istorie, de tot ceea ce au descoperit acești oameni și trebuie permanentizate. Pentru toate aceste expuneri, toate aceste elemente pe care dânșii le descopere pe raza municipiului sau pe raza județului, din pasiune, fără niciun fel de cost din primărie, le garantez că la orice eveniment organizat la Târgu Jiu pot să fie parteneri și trebuie să fie partenerii noștri pentru astfel de evenimente. Am încercat să atragem lângă noi tot felul de parteneriate, că a fost pe nivel, de nivel sportiv sau de un astfel de nivel. E extraordinar. Legat de echipe, am spus din prima zi în care m-am întâlnit cu reprezentanții Federației LPF și FCSB și cu Compania Națională de Investiții, am spus un lucru.
depindem unii de alții. Pe de o parte, voința celor care doresc să vină la Târgu Jiu și putința noastră, putința primăriei, dar mai ales puterea celor care trebuie să realizeze această mare investiție. La vremea aceea, și nu sunt singurul, domnul Cefalan, directorul de investiții al CNI-ului, ne-a garantat, în urma discuțiilor avute cu constructorul, că finalul lunii mai ar trebui să fie punctul în care să putem recepționa, să recepționăm, să se termine lucrurile la Târgu Jiu. Din păcate, în acest moment, legătura, dându-ne seama că e vorba totuși de un contract între Compania Națională de Investiții și o firmă care a câștigat licitație, legătura s-a ținut între FCSB, Compania Națională de Investiții, pentru că nu depindea de noi ca primărie. Noi avem logistica necesară, și jandarmerie, și tot ce ne trebuie, și poliție locală, să putem organiza un eveniment, dar trebuie să ai unde să-l organizezi. Da? Deci nu este o problemă a primăriei municipiului Târgu Jiu. Ne bucurăm. Am fost extrem de încântat de faptul că sunt foarte multe echipe de fotbal care vor să vină la Târgu Jiu. Mai mult decât atât, chiar dacă la un moment dat s-ar putea să pierdem această competiție a FCSB-ului la Târgu Jiu, asta este. Eu o privesc cu regret. Sper ca măcar termenul acela de 6 iulie, Supercupa României, care astăzi este în principiu alocată municipiului Târgu Jiu, să fie totuși o dată certă pentru finalizarea lucrurilor la stadion. Pentru că asta am discutat și cu domnul Burleanu când am fost la București și discuțiile ulterioare că le-am avut, ar fi o îmbinare extraordinară a inaugurării stadionului din Târgu Jiu cu o competiție de cel mai înalt nivel. Când discuți de campioana și câștigătoarea cupei din România, vorbești de cele mai bune două echipe pe care le are România la acest moment. Sper ca măcar până la acel moment, 6 iulie, să putem să facem toate demersurile, să facă Compania Națională toate demersurile ca acea lucrare să fie finalizată. Au și un pariu. CNI-ul cu constructorul au pariu că la sfârșitul lunii mai se finalizează lucrurile la Târgu Jiu. Sper ca să țină acest pariu și să-l câștige domnul Cefalan, pentru că dânsul mi-a spus că dorește să câștige acest pariu cu firma care execută lucrurile la Târgu Jiu. Punem punct aici emisiunii, ne grăbim pentru a ajunge dumneavoastră la ședința de Consiliu Local. Mulțumim pentru prezența astăzi. Când timpul vă permite, vă așteptăm cu mult interes la o nouă dezbatere până la urmă, pentru că iată, n-a mai fost o emisiune clasică. Vă mulțumesc mult pentru invitație și sunt sigur că o să ne mai ofere cei de la PSD emisiuni foarte bune de acum încolo. Am înțeles. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine.